Cei care au dat curs invitației la recepția de la ambasada Rusiei la Chișinău justifică agresiunea Moscovei în Ucraina. Așa a comentat președintele Parlamentului Igor Grosu participarea la eveniment a unor deputați și preoți de la Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. De cealaltă parte, reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor nu văd o problemă că unii dintre colegiilor au stat la o masă cu reprezentanții unui stat ce duce un război sângeros în Ucraina. Prin ei vorbește Kremlinul. Prin gura lor vorbește Kremlinul. Deci noi știm puterea, statul care a sfidat și sfidează independența țărilor din proximitatea sa este Federația Rusă. Evident că e un gen de umilință, de dependență, nu știu cum să-i spun eu, de servilism. Ei încearcă să justifice această agresiune, da, prin toate metodele astea. De aceea și modificăm legislația de fiecare dată când este nevoie. De cealaltă parte, deputatul blocului comuniștilor și socialiștilor, Grigore Novac, s-a arătat deranjat de întrebare. Acesta a spus că nu vede o problemă că întreaga formațiune a fost invitată la recepția de la ambasada Rusiei la Chișinău. Blocul comuniștilor și socialiștilor dau curs practic la toate invitațiile de acest gen, fără excepție. Deci nu desconsiderăm pe nimeni, ne atârnăm cu stimă față de toți. Lucru care s-a întâmplat și pe parcursul zilei de ieri. Astfel de evenimente au loc anual și la toate ambasadele. De zeci de ani deja nimic nou sub soare și nu știu de ce atâta atenție. La recepția de ieri, dedicată Zile Naționale a Rusiei, a fost și Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Evgenia Guțul. La scurt timp, Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva acesteia. Experții de la Chișinău susțin că agresiunile agenților Federației Ruse în Republica Moldova ar trebui supravegheate mai atent de autorități.